Cristo, iată, e o săptămână de când ai venit la echipă, te-ai pregătit alături de noi tăi colegi. Cum este experiența asta pentru tine? În primul rând sunt mulțumit că ne-am ajuns la așa clubul mare. A trecut 7 zile așa repede, am muncit bine și mult și mi-a trecut așa repede. Cum ți se par antrenamentele? Se lucreze bine, avem toate condițiile aici la Antalya, avem toate condițiile și de antrenament și de refacere. E foarte bine, super ok. Metodele sunt diferite față de cele care ai lucrat până acum? Pot să zic că se lucrează foarte bine, foarte tare, cu intențiune mai mare decât am lucrat și cred că se pregătesc bine pentru asta ce vine. Ai venit cu gândul de a deveni campionul României? Da, sigur că asta e cel mai important. Dacă jucăm la asta, așa clubul mare, se câștigăm trofee și asta e ambiția mea, să câștigăm cel mai multe trofee. Cum te-au primit colegii? Cu unii știu și de înainte, cu alții știu de pe teren, avem foarte bună relație, să zic. Mi-a primit extraordinar. Și de acum nu am ce să zic, că mi-a primit super. Cum vezi primul meci? Vom juca chiar împotriva fostei tale echipe, Astra Giurgiu. Da, jucăm cu Astra, e foarte important să începem bine, să câștigăm primul meci, să intrăm de la început în victorie, să zic, și asta e cel mai important.